Putem începe, da? Descrip lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Pașcani. Adică aceasta este legal constituită. Din totalul de 19 consilieri locali, sunt prezenți 15. Deci 4 consilieri locali. În ședință participă primarul Municipiului Pașcani, doamna Fantazi Dumitru, viceprimarul Municipiului Pașcani, doamna Nedelcu Gabriela, reprezentanți de la compartimentul patrimoniu, de asemenea de la compartimentul urbanism, mass media. Dau cuvântul președintele de ședință, doamna Leonda Șabia. Bună ziua, vă dați citire dispoziției numărul 2528 din data de 22/12/2016, în care primarul municipiului Pașcani, județul Iași, dispune. Articol unic. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Pașcani, ședință extraordinară, din data de 30/12/2016, ora 9, în sala de ședință a Consiliului Local al Municipiului Pașcani, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind zonarea Municipiului Pașcani în vederea stabilirii impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Aceasta este ordinea de zi prezentată, cu sigur punct. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Începem. 1. Proiect de hotărâre privind zonarea municipiului Pașcani în vederea stabilirii impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017. Avizul comisiilor, vă rog. Comisia economică, de altfel comisiile au fost reunite, a fost o ședință comună și s-au cerut 3 amendamente. Unul este prezentarea criteriilor de zonare, după aceea prezentarea în ordine alfabetică a străzilor, denumirii străzilor pe zone, pe fiecare zonă în parte, și al treilea, revizuirea încadrării străzii Cerbului, lucru deja făcut până astăzi de către cei de la patrimoniu, și schimbarea categoriei de încadrare vis-a-vis de situația reală în care se află. Nu mai era o chestie cu strada din școala specială. Cu strada Gării, s-a făcut strada. Da, și cu strada, mai era o porțiune din strada Gării, câteva case, câteva, care nu erau prinse în zona respectivă, cu dotările care sunt, da, al patrulea, patru. În speță, 5 cu strada Gării? Nu, era de la școala specială. Se considera că nu este canalizare și mai ai acolo pe Stavatir, mai ai câteva case în continuare care au canalizare și deci trebuie prezent, incurse în zona respectivă. Păi atunci, strada Fântânelor trece în zona A, că întrunește aceleași condiții. Deci am, ca și criteriu, am considerat distanța față de centru vis-a-vis de aceste străzi. Și inclusiv strada Gării, dacă e să o considerăm de la depo până la Peștișor, nu poate fi inclus în zona A. Păi dacă vrem să fim corecți și să nu lucrăm cu patimă, că aici se lucra, s-a lucrat cu patimă vis-a-vis de strada Gării. Atunci și strada Fântânele întrunește toate condițiile să fie în zona A. Și zona B, la strada Gării, deci e o greșeală, o eroare noastră, de la depo până la Peștișorul, nu poate fi încadrat în zona A. Trebuie să o încadrăm în zona B. Deci tronsonul, considerentul a fost că tronsonul de la școala ajutătoare până la depo se încadrează în zona A. Strada Fântânele și cu tronsonul de la școala ajutătoare până la barieră, se încadrează în zona B. Încadrăm în zona A, în strada Gării, încadrăm și în zona, strada Fântânele, în zona A. Ce nu au găsit de la despre... Deci, nu, deci condițiile sunt acele, deci e vorba de distanța. Deci, i-ați văzut criteriile, haideți să pornim de la criterii. Rețea, drum, iluminat, rețea, canalizare, spații comerciale, teren cuprins în... Ce spații comerciale sunt în zona respectivă? Teren cuprins în proiecte de modernizare și nu mai știu, zone de agrement, aproape de centrul orașului.
Deci noi am ținut cont de aceste criterii când am stabilit zonele respective. Dacă sunt discuții, întrebări, acest proiect de hotărâre... Și ce alt comis au avut favorabil cu ce puțin juridic? Și urbani favorabil. Mai dorește cineva? Facem modificarea aceasta? Deci includem și, și strada Fântânierii care împlinește toate condițiile de a fi introdus în, în zona. Bun. Dacă nu mai sunt discuții, atunci să supunem la vot amendamentele, da? Procesul de hotărâre, ce am cerut ieri, s-a făcut. Am amendamente, da. Pentru că proiectul inițial este cel care a fost prezentat și care a fost trimis atunci când s-a făcut. Tot ce modificați, trebuie să modificați prin amendament, care să fie clar și precis, ca să știm exact cum va arăta pe final hotărârea. Și prezentarea criteriilor cu zonare care nu erau prezentate. Da. Atunci primul amendamentul, deci, da? Cu criteriile de zonare, da? Criteriile sunt legiferate prin hotărârea din 44 din 2004. Nu le-am inventat noi, nu le concepem noi. Nu erau prezentate. Asta nu este amendament. Asta nu este amendament. Le-ați primit aici unde suntem de amendament. Nu știu cum ne-am făcut. Atunci pun la vot primul amendament în care s-a propus prezentarea în ordine alfabetică pe fiecare zona străzilor. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Al doilea amendament a fost cu rectificarea la strada Cerbului, era trecut pe drum asfaltic și corectat cu balast. Balast și s-a schimbat categoria. Supun la vot acest amendament. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 14. Cel cu la străzi în care erau pe bucăți să fie delimitate după numele de casă. Da, s-a întâmplat. Am pus. Supun la vot amendamentul care s-a trecut numerotarea străzilor, da? Acolo unde era casă. Unde era casă. Porțiuni. Corect. De casă, da? Ca să delimiteze exact. Bun, da. Supun la vot acest amendament. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Acum supun la vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui cu toate amendamentele aprobate. Supun la vot proiectul cu toate amendamentele aprobate anterior. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Acum, la final, domnul Aronic, am înțeles că vrea să-mi spună ceva. Dacă sunt un divers, mă înscrie exact în două minute și să vă fac o urare. Aho, aho, colegi stimați, liberali și democrați, penediști și de altfel, ascultați-mă de fel să vă spun o vorbă bună la sfârșit de an și lună, că și cele 6 luni n-a fost chiar așa de bun. Uneori ne-am mai certat, am mai și polemizat, mai ales că s-au dat lupte și au fost demersuri multe pentru scor ceva mai mare la legile generale. Timpul a trecut prin țar fluierând, prin calendar și deja am cam uitat cine ar fi câștigat. Iar în ultima instanță, asta nici nu mai contează, bine a fi ca de la anul să câștige Pășcăneam. Pentru asta, dragii mei, mai vârstnici, mai tinerii, hai să fim mai consecvenți, toleranți și înțelepți și să promovăm proiecte sprijinite de argumente, să aducem în 2-3 ani bunăstare în Pășcan. Pentru asta să experim, să analizăm mai bine și să ne punem la punct cu lucrul bine făcut,
așa cum ne-a spus cam des președintele ales. Pentru asta, dragii mei, mai sunați din Zurgărăi și mai mânați măi. Să urăm cu meserie pentru Marius Pitirii, pentru Conache și Danu, pentru Timofte.